Mulțumesc domnului Buga că m-a invitat. Am ținut să vin cu colegul meu Alexandru. Profesorul Buzatu a fost un colaborator foarte drag al editurii noastre și am fost privilegiat să-i fiu redactor la o carte de mare succes, dar cu care am avut și aventuri așa oarecum spectaculoase. E vorba despre din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, care s-a bucurat de tiraje uriașe și vreau să vă spun că la al doilea volum am avut o aventură nefericită, în sensul că Buzatu fiind plecat în America cu o delegație de istorici, am fost anunțat de directorul editurii de vremea aceea, venit special de la niște cursuri de la Ștefan Gheorghe Iancură, să-mi spună că se interesează Neiu atent de această carte. Noi la Ministerul Culturii aveam un corp de cenzori, dar care erau oameni foarte de treabă. Chiar o doamnă se chema Denuța Doxănescu, era chiar o colaboratoare foarte așa atașată disciplinei istorice și ne-a ajutat de nenumărate ori, la fel și doamna Bită. Dar acum mă întrebam ce Dumnezeu s-a fi întâmplat de a ajuns la Ministerul de Interne cartea lui Buzatu. Înseamnă că era o altă cenzură pe care noi nu știam, fiindcă trecuse de minister cartea asta, volumul al doilea. Mă rog, m-am dus la un colonel care s-a recomandat Schlai și care m-a ștericit de aproape legătură cu cartea. Deci până acum n-am putut să aflu care a fost motivul pentru care a trebuit să particip la o asemenea întrevedere în legătură cu cartea asta care, vă spun, s-a bucurat de un succes absolut redutat. Acum, în legătură cu profesorul Buzatu, pot să spun următorul lucru. Mi-a fost foarte drag și vreau să remarc generozitatea pe care a dat dovadă în diferite situații. Generozitatea este o calitate pe care nu întâlnim atât de frecvent în mediile în care, cel puțin în care mă mișc eu. N-am să uit că mult de puțin ori a venit să facă recomandări pentru diferiți autori, potențiali autori, la noi la editură. Țin minte, de exemplu, că la un moment dat a intervenit, adică a procedat într-un mod foarte ingenios ca să-l apere pe profesorul Zup, care fusese plecat la Paris și participase la o acțiune în timpul vechiului regim și unde România fusese foarte, foarte prunt atacată. Și țin minte că încerca să-mi explice mie că profesorul Zup era copleșit, era foarte supărat că s-a dus la acea întâlnire care a avut un dezordonat politic atât de nefericit, dar de fapt era o formulă ingenioasă a lui Buzatu de a-l apăra, de a-l proteja, de a găsi o formulă să spună ceva despre profesorul Zup. Cu toate că, așa privind retrospectiv, parcă nu s-ar fi cuvenit să facă treaba asta. Fiindcă știu că de mult a suferit în momentul în care n-a mai fost secretar științific al Institutului și trebuie să vă spun că am apreciat întotdeauna modalitatea în care a știut să scoată o revistă formidabilă de istorie care era Norul de la Iași, care cu mâna pe inimă pot să spun că a fost cel mai bun periodic de istorie din întreaga existență a națiunii române, unde au apărut lucruri de-a dreptul extraordinar. Dar vorbind de generozitate, când venea la București, trăgea la hotelul partidului, acolo pe Galinin, și știind că ne confruntam cu sărăcia și cu nevoile gurii, și mai ales că aveam copii, domne, întotdeauna ținea să mă invite acolo, la el, întâmplarea făcea să fiu și aproape cu casa, ca să pot să iau de la acel hotel al partidului, să pot să duc acasă niște lucruri
care erau foarte bine venite și foarte bine primite în casă. Vă spun, adică, poate mi se pare meschin să spun acum, la noi, în toate registrele pot spune că Buzatu s-a dovedit generozitatea. N-am să uit cum făcea eforturi disperate, știindu-l că e bolnav, venea ca să însoțească, de exemplu, de la Iași venea, călătorea mur pe tren să vină la Cluj, unde editura enciclopedică desfășura o activitate mai amplă și trebuia să fie alături de noi, să ne susțină și să ne simțim bine, să ieșim cât mai bine cu editura. Îmi pare foarte rău că s-a stins, îmi lipsește, sunt momente când îmi lipsește. Mi-aduc aminte de o cază de Paraskoveni, că ne știm de mult și în tinerețe se întâmplă foarte multe lucruri interesante și așa, pe care nu le-am mai, cu care nu mai m-am reîntâlnit. Și vreau să-mi exprim și un regret. Am fost la Focșani și printr-un joc al întâmplării am ajuns să reproșez unui om un lucru care probabil că n-ar fi trebuit să-l fac și fiindcă Buzatu era anfitrion, într-un fel el nu s-a simțit bine. L-am pus într-o stație penibilă, în absolut nu-mi pare rău, dar totuși, fiindcă e vorba de Buzatu, undeva așa mă simt vinovat și mă exprim regretul că n-am putut să fac un volum, așa cum l-a făcut profesorul Constantiniu, care mi-a fost la fel de apropiat și de drag.